Inspectoratul Școlar Județean Bacău, în parteneriat cu 87 de unități de învățământ din mediul rural, a depus proiectul Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Bacău. Acesta a fost admis urmând să fie achiziționate mai bine de 7 milioane de măști și 10 de mii de litri de dezinfectant. Astfel, vor fi cumpărate măști chirurgicale de protecție, dezinfectant de mâini, dezinfectant pentru igienizarea și dezinfectarea obiectelor mici și a suprafețelor, dispensere pentru prosoape din hârtie, role de astfel de prosoape, săpun lichid, stații de igienizare, dispensere convenționale pentru dezinfectant sau săpun lichid și dezinfectant pentru igienizarea, dezinfectarea de suprafețe și pardoseli. Prin acest proiect va putea fi asigurat un mediu educațional sigur pentru elevi și pentru profesori. Conform Inspectoratului Școlar Județean Bacău, vor beneficia de acesta 36.082 de elevi din județ și 3.859 de angajați din unitățile de învățământ din județ, bugetul fiind de 13.156.397,64 de lei. După etapa de contractare și desemnarea contractului de finanțare, va fi declanșată procedura de achiziție publică, motiv pentru care dotarea cu aceste materiale va dura ceva mai mult timp.